Vă mulțumesc în primul rând că ați răspuns favorabil invitații noastre, invitații Camerei de Comerț și Industria Județului Neamț. Ne-am gândit ca în acest an să facem această dezbatere împreună, știu fiind faptul că și pe parcursul anului trecut am avut o serie de evenimente organizate împreună cu Camera de Comerț și Industrie. Într-o primă etapă am să vă fac o scurtă prezentare a bugetului municipiului Roman pentru anul 2018 și ulterior în partea a doua să începem discuțiile atât pe marginea bugetului cât și prin prisma colaborărilor cu Camera de Comerț și Industrie. Am chemat și reprezentanții asociației Agenției Județene de Ocupare a Forțelor de Muncă, astfel încât și din acest punct de vedere să putem avea discuții și, de asemenea, și reprezentanții unor asociații non-guvernamentale care să propună o soluție de angajare a unor persoane cu dizabilități care să permită reducerea unor cheltuieli care, pe care dumneavoastră le aveți la, la societățile dumneavoastră. Din capul locului vreau să vă spun că, din păcate, pentru bugetul pentru anul 2018 va fi un buget mai mic decât bugetele din anii anteriori. Pe de o parte, bugetul general consolidat este diminuat într-o proporție de peste 40% de faptul că începând cu luna ianuarie anului 2018 plata profesorilor și personalului auxiliar din învățământ a trecut din nou în subordinea Ministerului Învățământului și se face prin intermediul inspectoratelor școlare, astfel încât această sumă nu se mai regăsește în bugetul general consolidat. Vorbim de peste 40 de milioane de lei noi, care practic au... Bine, până la urmă, Primăria Municipiului Roma nu era decât un intermediar în această relație, primea bani de la Ministerul Învățământului și îi vira mai departe către cadrele didactice. Pe de altă parte, modificările legislative de la sfârșitul anului trecut, acea revoluție fiscală, a generat pentru Primăria Municipiului Roman pierderi de circa 9,3 milioane de lei noi, aproximativ 2 milioane de euro, generate prin diminuarea impozitului pe venit de la 16% la 10%. După cum bine știți dumneavoastră, o cotă parte din impozitul pe venit și era și obiectivul nostru al primarilor de a atrage cât mai multe și de a crea cât mai multe locuri de muncă pe raza primăriilor noastre, astfel încât cota această parte de impozit pe venit să fie cât mai mare. Din păcate, așa cum vă spuneam, s-a luat această decizie fără a se face un studiu de impact, fără a se face o analiză și o problemă cu care se confruntă toate comunitățile de pe raza din România, în special cele care sunt motoare ale economiei românești, municipiile, și care generează foarte multe locuri de muncă. Pe cale de consecință, plecând de la premiza că anul trecut, spre exemplu, bugetul de dezvoltare, bugetul de investiții a municipiului Roman a fost de circa 1 milion de euro, vă dați seama că municipiul Roman s-a trezit în situația în care nu numai că nu mai avea bani de investiții, dar ne puneam și problema funcționării primăriei, în sensul în care aveam de acoperit acest deficit de circa 1 milion de euro. În acel moment mi-am asumat
o decizie care sunt convins că, mai ales, știu că și dumneavoastră în mediul de afaceri, nu treceți printr-o perioadă tocmai bună de vedere economic, însă aveam două alternative. Fie începeam să facem economii și să renunțăm la anumite utilități, dacă care era un dezavantajul tuturor locuitorilor, să începem să întrerupem iluminatul pe timp de noapte, să diminuăm cantitatea de energie tehnică la școli și așa mai departe. Acest lucru, am spus noi că nu corespunde cu realitățile secolului în care trăim. Și pentru a compensa o parte din aceste pierderi, neavând o formulă clară de calcul pentru compensare a acestor sume, vă spun chiar și ieri la București, a fost o reuniune a Comitetului Director a Asociației Municipiilor din România, împreună cu noul ministru al Finanțelor Publice, domnul Eugen Teodorovici, și care, dacă acum o lună și ceva în urmă avea un anumit discurs față de problema aceasta cauzată primăriilor, ieri s-a nuanțat acest discurs și pe aceeași formulă clasică și a fostului guvern, vom vedea ce se va întâmpla după primele 6 luni și vom căuta soluții pentru a compensa aceste pierderi. Practic, nu avem o formulă clară și o predictibilitate în ceea ce privește veniturile pentru anul 2018. Sunt convins că și dumneavoastră, pe parcursul activității dumneavoastră, v-ați întâlnit cu aceste probleme cauzate de modificările succesive ale codului fiscal, chiar pe parcursul anului fiscal, și de fiecare dată v-au fost afectate bugetele de venituri și cheltuieli atunci când s-au făcut așa pe repede înainte aceste modificări. Una peste alta, noi am reușit să echilibrăm bugetul, pentru că într-o primă etapă și din acest punct de vedere am avut probleme. Și un pas în acest sens a fost făcut prin reducerea tuturor cheltuielilor materiale care se vor realiza la nivelul primăriei cu 10%. Deși există o ordonanță de urgență, ordonanțe sunt două, 90 și 91, care interzic în unitățile, în instituțiile publice, o serie de cheltuieli, nu erau aplicabile și primăriilor. Noi totuși, la nivelul primăriei municipiului Roman, am luat decizia de a ne conforma cât de cât sau de a ne alinia la această ordonanță și să facem aceste reduceri de cheltuieli materiale. Tocmai în ideea de a echilibra bugetul și, sigur, ulterior și în funcție de discuțiile pe care le-am făcut la nivelul unor ministeri și la nivelul Consiliului Județean, am reușit să mai aducem sume și să mai identificăm soluții și pentru a creiona un buget de dezvoltare pentru municipiul Roman, care va fi inferior celui de anul trecut și celor din anii trecuți. Însă am considerat noi că aceste lucruri trebuie să fie totuși prevăzute cu prioritate. Și de asemenea, cei care desfășurați activități în diverse domenii în relațiile cu Primăria Municipiului Roman, vreau să vă informez că suntem în faza elaborării studiilor de fezabilitate pentru 14 proiecte care vor fi realizate printr-un împrumut pe care Primăria Municipiului Roman îl va accepta. Un împrumut în valoare de 10 milioane și jumătate de euro, care să vină să ofere posibilități pentru agenții economici din Roman, care desfășoară activități în acest segment, să poată să presteze aceste activități la nivelul municipiului Roman. Sigur, acest lucru în paralel și cu proiectele cu finanțare europeană, ca
care urmează a fi implementate. Două dintre acestea au primit deja aprobare și au semnat deja contractele de finanțare. Este vorba de parcul Jora și blocul 33 de pe strada Anton Pan. Urmează să mai depunem încă pentru 8 blocuri aceste proiecte de finanțare europeană. Iluminatul public, avem depus deja Creșa Smirodava și Cinematograful Unirea. De asemenea, pentru reabilitarea și modernizarea a 3 unități de învățământ și pe măsură ce se vor mai deschide linii de finanțare, inclusiv la Spitalul Municipal de Urgență, practic toate liniile de finanțare care se vor deschide și care vor fi accesibile pentru Primăria Municipiului Roman, adică Primăria Municipiului Roman va avea eligibilitate pentru aceste proiecte. Noi vom depune proiecte tocmai în ideea de a atrage cât mai multe fonduri la nivelul primăriei și să oferim cât mai multe soluții pentru agenții economici. Cam acestea sunt în linii mari perspectivele anului 2018 din punctul de vedere al Primăriei Municipiului Roman. Vă supun atenției dumneavoastră, pentru că am avut anul trecut, dacă vă aduceți aminte, la această întâlnire, o discuție legată de cuzul de la piață. Vreau să vă informez că vineri va fi dezbaterea publică pentru acest puz și fiecare dintre dumneavoastră care veți dori să vă aduceți aportul și care aveți sugestii pentru ce să vrem noi să realizăm în zona pieței, sunteți bineveniți pentru a discuta pe marginea acestui puz și ulterior să trecem și la proiectul tehnic pentru realizarea acelei zone. Din perspectiva bugetului, spun eu că în linii mari am acoperit necesitățile identificate la nivelul Primăriei Municipiului Roman. Mai multe lucruri pe care noi le-am constatat a fi nevoie de investiții în ele se vor regăsi în acea anexă de la împrumut și credem noi că prin implementarea acestui împrumut încetul cu încetul și anumite clădiri proprietate publică care au stagnat din punct de vedere al reabilitării își vor găsi soluțiile de reabilitare, dar pe de altă parte și zonele în care s-a realizat mai puțin din punct de vedere al infrastructurii își vor găsi în acest moment soluțiile de a ajunge la nivelul de pretenție a unui municipiu ce se dorește a fi european. La fel ca și în activitatea dumneavoastră, și Primăria Municipiului Roman se lovește pe de o parte de lipsa de previziune din punct de vedere fiscal și de predictibilitate și pe de altă parte și legislația existentă care nu este întotdeauna cea mai favorabilă pentru ceea ce ne propunem noi la nivelul primăriei și de asemenea o problemă stringentă și pentru dumneavoastră, cred eu, reprezintă legea achizițiilor publice și tot timpul dădeam exemplu din Ungaria, de exemplu. O procedură de achiziție publică în Ungaria nu are voie să depășească 45 de zile cu toate etapele sale, contestații, soluționare, contestații și așa mai departe. În Polonia nu are voie să depășească 30 de zile. Și ne mai mirăm de ce au deja absorbit în totalitate sumele de la Uniunea Europeană. Cred eu că aici guvernul, legislativul ar trebui să intervină tocmai pentru a crea acele pârghii astfel încât procedurile de achiziții să nu dureze atât de mult. Guvernul ne-a acuzat pe noi primăriile că de ce avem excedent la finalul unui an, că aceia ar fi bani pe care noi nu-i introducem în economie. Păi,
erau două aspecte de care guvernul nu ținea cont. Unul, în primul rând, procedurile acestea de achiziție publică, care trenează foarte mult în timp și pentru care noi alocăm sume de bani pentru un anumit obiectiv de investiții, dar dacă nu reușim să finalizăm și licitațiile fiind contestate și așa mai departe, nu putem consuma acele sume. Dar pe de altă parte, poate să fie și o strategie a acelui conducător de unitate administrativ-teritorială, care își propune într-un an, să spunem, elaborarea unor studii, proiecte și așa mai departe, și investiția efectivă să se facă în anul următor. Ei au luat decizia ca inclusiv acele excedente la nivelul anului 2016 să fie jumătate din ele luate la nivelul guvernului. Am avut nenumărate discuții la sfârșitul anului trecut cu guvernul. Noi, la Asociația Municipiilor din România, să știți că nu facem niciodată politică, suntem primari, indiferent de culoarea politică. Și atunci problemele noastre sunt oarecum similare, sigur, păstrând proporțiile în funcție de gradul municipiilor, însă sunt similare, vă spuneam, și am încercat de fiecare dată să ne impunem punctul de vedere în relația cu guvernanții, indiferent de culoarea acestora. Uneori am reușit, alteori, din păcate, nu. Dar lupta va merge mai departe și, cel puțin din punct de vedere administrativ, noi sperăm să facem pași înainte. Vrem și o anumită deschidere către digitalizarea serviciilor publice. Lucrăm deja la un nou site care să permită depunerea unor documente online. Și mai mult decât atât, lucrăm și la o aplicație care să vină în sprijinul cetățenilor și la dumneavoastră în general pentru a transmite problemele pe care le semnalați și a fi preluate într-un tip cât mai rapid spre procesare de către colegii mei din primărie. Cam acestea au fost în linii mari discuțiile pe care eu am vrut să le fac și vă stau la dispoziție fiecare dintre dumneavoastră care veți dori să ne adresați întrebări sau să, dacă aveți sugestii și propuneri pentru ceea ce privește activitatea din punct de vedere al dumneavoastră primăriei municipiului Roman. Mulțumesc. Eventual, dacă e cazul, aș propune în situația asta și o prezentare din partea Camerei de Comerț și Industria Județului Neamț și eventual ulterior să trecem la discuții aplicate, dacă este cazul. Vă rog, domnule. Da, vă zic și eu bună ziua. Vasile Balcan mă numesc, vicepreședinte al Camerei de Comerț Neamț. Salutăm întâlnirea organizată astăzi de Primăria Roman. Este un lucru foarte util în relația agenților economici cu administrația locală. Condițiile anului acesta sunt niște condiții speciale, dacă le pot numi așa, în sensul în care noi, ca și agenți economici, am primit din partea primăriei o lovitură poate cea mai puternică, acea impozitării cu 20% mai mult la imobile. Sunt valori care pe mulți ne afectează foarte mult bugetul, dar clar, condițiile fiind astea din situația dată, trebuie fiecare să ne orientăm în așa fel încât prin activitatea depusă să putem deveni profitabili. Așa că și statistic, la nivelul județului, vă pot informa că municipiul Roman, cu comunele limitrofe, are un total de 3563 de firme, adică 16,81% din total județ. De asemenea, cifra de afaceri este de 549.017.000 de euro, reprezentând circa 24,7%. Profitul total, spun cifrele
care sunt la bilanțul de la 31.12.2016. Ca și profit total în zona Romanului s-au obținut 19.308.000 euro, adică 13,96%, iar ca și număr de angajați, zona are 12.908 salariați, respectiv 23,33%. Deci observați că zona Romanului este o zonă destul de importantă privind activitatea economică a județului și pot să afirm că este din ce în ce mai dezvoltată an de an și asta se observă cu ochiul liber, apar tot mai mulți agenți economici care desfășoară activități pe zona municipiului Roma. Lucru care mai mult ca sigur se datorează în mare parte și politicii duse de primăria Roman prin acele facilități privind înființarea societăților, tot felul de acțiuni de a atrage cât mai mulți agenți economici care să fie și profitabil, că practic orice activitate economică la aceasta se limitează, atâta timp cât ești profitabil, poți să existi pe piață, poți să produci și poți să aduci bunăstare locului în care activezi. Ca și camera de comerț județeană, în zona Romanului noi avem deschis un punct de lucru cu doi salariați care permanent stau la dispoziția societăților comerciale din zonă în sensul a-i sprijini atât în actele de înființare, cât și în celelalte proceduri de derulare a activității societăților comerciale. Am încercat și în anii de urmă, încercăm și în acest an să facem colaborări cu primăria prin organizare de târguri și manifestări economice, în așa fel încât atât agenții din zonă, cât și cei din județ și din țară să fie cunoscuți în zonă și prin colaborarea care poate exista între ei să poată duce la dezvoltarea fiecare. Nu știu, deci noi așteptăm oricând din partea agenților economici și inițiative în organizarea de astfel de acțiuni. Ele clar că pot aduce un plus fiecăruia dacă sunt organizate bine și dacă sunt conlucrate împreună. Mulțumesc mult deocamdată și așteptăm să vedem problemele și discuțiile care ar putea fi după din vă mulțumesc, domnul vicepreședinte. Din rândul dumneavoastră, vă rog, dacă sunt intervenții, vă stăm la dispus. Da, spuneți-vă. Domnule Ronald de la Mamei Rom, vreau foarte mult să vă mulțumesc pentru mărirea taxelor locale. Și chestia asta o să ducă să fugă toți agenții economici din Roma. Ați reușit să face zone industriale pe Cordun, pe Horia și în Roma nu au cum să vină. Taxele sunt mult mai mari decât în zonă. De asta și domnul Balcan a spus că în zona Romanului, dar nu s-au referit la firmele din Roma. Dedemanul s-a făcut la limită, Lidl-ul, depozitul se face la limita Romanului, Cordunul s-a dezvoltat din cauza taxelor foarte mari, practicate în ultimul timp și mai ales acum. Da, ca să vă ofer un răspuns, trebuie să țineți cont și de faptul că suprafețele de teren pe care le deține primăria municipiului Roman nu sunt totdeauna cele mai potrivite pentru anumite tipuri de activități. În momentul în care se realizează o investiție care necesită suprafețe mari de teren, din păcate primăria municipiului Roman, neavând la dispoziție aceste suprafețe de teren, sigur și puteți să observați acest lucru în toate localitățile din România, genul acesta de activități se realizează în comunele limitrofe. Însă acolo își desfășoară activitatea și cetățenii municipiului Roman,
lucrurile trebuie gândite în per ansamblu. Știți foarte bine eforturile pe care primăria municipiului Roman le-a făcut în ultimii ani pentru atragerea de investitori. Așa cum spunea și domnul Balcan, la nivelul Consiliului Local s-a dat o hotărâre pentru acordarea de facilități fiscale celor care realizează investiții de un anumit quantum, care generează un anumit număr de locuri de muncă. Eu sper că am fost destul de clar în momentul în care am explicat motivele care au stat la baza acestei decizii. E o decizie nepopulară, e o decizie pe care nu o asum, dar trebuie gândit și în perspectiva faptului că municipiul Roman ne dorim cu toții să se dezvolte în continuare, nu dorim să regresăm. Dacă vă aduceți bine aminte, în anul 2014 a mai fost o majorare destul de semnificativă, impusă de codul fiscal, 16,5%. Deci, precedente au mai fost în trecut, nu este acesta primul. În același timp, vreau să vă mai spun și că sunt situații în care, de exemplu, activitățile dumneavoastră sunt afectate de anumite accize stabilite prin hotărâri de guvern sau prin ordonanțe de urgență. Și cu toții, poate, până la urmă, suferim. Trebuie să ne raportăm numai la prețul la combustibil, vă dau un exemplu. Interesul primăriei municipiului Roman a fost întotdeauna acela de a crea condițiile potrivite pentru a atrage investiții la Roman. Suntem deschiși tuturor investitorilor, indiferent de mărime, fie că discutăm de companii mari multinaționale, fie că discutăm de companii autohtone, ba din contră ne dorim să sprijinim cât mai mult capitalul autohton și sunt convins că oricare dintre dumneavoastră, atunci când ați avut o solicitare pe primăria municipiului Roman, nu ați fost loviți niciodată de un refuz, ci din contră am căutat să oferim cât mai multe facilități, acces la zonele în care dumneavoastră vă desfășurați activitățile, să creăm o infrastructură necesară pentru desfășurarea activităților dumneavoastră. Că nu am reușit să le facem pe toate, poate așa este, dar nici timpul nu a intrat în sac și sunt convins că în continuare prin ceea ce vom realiza și pentru ceea ce ne-am propus noi ca strategie la nivelul municipiului Roman, vom răspunde în continuare pozitiv tuturor solicitărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Domnul Popa, am văzut că v-ați notat mai multe lucruri. Smolte. Haideți să le discutăm, da? Vă rog, porniți și microfonul. Bună ziua! Popa, mă numesc de la firma Mega Fashion. Este un angrelu pentru toți și o să fie un angrelu pentru toți. Trebuie să o facem să fim mai ușor și de asta suntem în comunitatea locală, de adunat, ca să încercăm să rezolvăm problemele care, până la urmă, nu vor ține numai de o firmă. Dacă se rezolvă o problemă în zona unei firme, de fapt este o comunitate care va beneficia de respectivul nostru. Niște probleme mari eu le-am legate de clima, dacă mai le-am, sincer vă spun. Deci, zona unde activez eu este zona Ion. Am probleme cu clima idanez, am la o lună, bine, domnii de la Locatul. Își fac treaba, dar apar, izvărăs, nu știu ce se întâmplă. Ieri am numărat 15. M-au ajutat ori de câte ori am strigat de ajutor. Dar trebuie cumva rezolvată, este problema care, când am împușcat un câine, s-a dus într-o curte, nu mai pot intra. Nu, ei să nu pot. Avem poliție comunitară, avem poliție locală, poliție națională, există, până la urmă, și mascați, există orice, dar e o problemă care nu putem să o lăsăm să se perpetueze la nesfârșit. Trebuie să avem o rezolvare și, odată rezolvată problemă, ne ocupăm de alta. Atâta vreme cât nu se rezolvă, vom bate față pe urmă. Deci, nu știu dacă dintre dumneavoastră mergeți la servici în grupuri de câte 10 sau însoțiți după în mână. Nu știu cât să fac chestiunea asta. Legat de accesul pe zonă, eu acum, mai ales că avem și o subvenție pe partea de transport public, am spus inițial că aș dori, și nu numai eu, cred că este în interesul zonei respective, o stație de autobuz pentru cei care
ajung pe zonă și aici mă refer la Ieuan, în principal, dacă eu pot să vă spun că este o zonă foarte aglomerată, există o sală de așteptare mare care este tot plină cu oameni acolo, deci există probleme și acces de personal în zona respectivă. De asemenea, în zonă pot să vă spun cum mai funcționează între vreo 6 sau 7 firme care ar putea fi beneficiari al acestei stații. Tot vis-a-vis de autobuze și de transportul public local, eu sunt perfect de acord cu abonamentele care am înțeles că se vor acorda celor în șomaj sau asistați într-un punct de vedere sau altul, dar mi s-ar părea în egală măsură un lucru pozitiv dacă am încercat, de exemplu, noi avem, și nu numai noi, sunt convins că fiecare dintre noi aveți oameni angajați de pe zonele limitrofe romane, care deja plătesc un abonament. Și ajung, ori în zona TikTok, ori în zona gare, ori în zona, mă rog. Haideți să facem ceva și pentru acei oameni. Noi, ca firme, îi încercăm, îi sprijinim, le dăm un abonament sau parte din el. Haideți să încercăm pentru acești oameni care au două abonamente și care vin la servici, vin și ajută la profitul unei firme, susțin activitatea unei firme, haideți să vedem dacă nu ar fi oportună și eventual subvenționarea nu la nivelul de 70. El mai plătește încă 100. Da? Sau firma. Îi plătește 100, vine din ajuden sau vine de la Corhan sau îi plătește 100, mai vine încă 70-170. Mi se pare un quantum destul de mare pentru un salariu mediu pe zona noastră. O altă problemă ar fi, nu sunt convins că dacă se va putea și... Eu mi le notez și ulterior vă răspund la fiecare dată. Ar mai fi de bun augur montarea unor camere de supraveghere, tot pe acele zone. De asemenea, sunt convins că nu este numai zona mea. Mai sunt alte zone din oraș în care un acces public se face cu o strângere minimă sau se face cumva cu oameni de singhereală. De asta eu, pe zonele respective, m-aș solicita un ajutor din partea primării, prin poliția comunitară, eventual o patrulare pe anumite ore, în anumit interval orar. De asemenea, sunt zone în care nu se respectă efectiv legile de simplu, normale de circulație publică, adică lumea merge exact în jurul străzii, nu ai pe unde să treci, se pot întâmpla accidente și, în urmă, nu este de dorit, se poate se poate forma în zona respectivă, mă rog, inițiat o acțiune prin care să aducem la cunoștință și să implementăm, până la urmă, legea. Că asta trebuie respectată din toți în comunitatea noastră care se cheamă orașul român. Legat de camerele de supraveghere, mai fi o chestiune, eu am mai ridicat-o, nu știu dacă s-a lucrat la ea, care de supraveghere, ele iau niște imagini. Haideți să avem, să încercăm să avem un acces mai rapid la acele imagini. Deci eu am pățit-o și până când mi s-a venit un răspuns, efectiv, imaginile erau șterse și erau overwrite, deci nu mai erau accesibile. În momentul în care faci o sesizare, cred că ar fi foarte extins și foarte flexibil și să putem spune, da, am văzut, în 24 de ore sau în 48 de ore vă prezentați, veniți, vedem despre ce e vorba și luăm măsurile care sunt. În momentul când lăsăm timp să treacă, deja problema începe să dispară și, bineînțeles că suntem prinși într-un altul altor probleme și le uităm, cu toate că ele se repetă la alții și sunt neplăcute. Nu ne folosește nouă. Poftiți? Nu ne folosește nouă. Dacă tot imediat să ne folosească nouă. Pentru asta am spus, da. Ca să folosească la toată lumea. Da. Am pățit-o și eu tot așa. După 24 de ore s-au șters. Deci e păcat. Facem o investiție, haideți să ne folosim. Ea o susțin toți. Tot vis-a-vis de camere, pe zona cinitivă. Nu are loc. No, pe mărită studiți ceva, da. Tot dacă vorbim despre camere, pe zona cimitir. Zona cimitir ar fi foarte ok, perimetral. Ori camere, ori dacă sunt împarte ceva, e neplăcut. Te duci cu o lumânare și... Vă răspund imediat, dar anul ăsta am prevăzut în buget și montarea unor camere în cimitir. Da. Legat de curățenie, domnii de la Rosală își fac o treabă extraordinară. Sunt foarte nepăstuiți pe zona mea. E și foarte bine, o zonă sensibilă. Însă avem lege. Deci există lege care prevede ca orice
agent sau persoană fizică să aibă contract și să iese preiei deșeuri menaje. Nu este posibil ca în secolul în care trăim să întâlnim stradă în care sunt depozitate deșeuri în văzul lumii. Este o zonă în care vin, deci v-am zis, sunt foarte multe firme, vin mulți oameni pe zona Ioan, iar la mine mai vin și din afara Romanului și e neplăcut să fie surprins de asemenea privilegii pentru că nu sunt reprezentative române. La mine nu-l ia și tot îmi plătesc facturi. Nu cred asta. Întrebați. Nu cred. Nu poate justifica, deci mi-a făcut factura. Nu mi-a luat niciodată gunoi și vreau să dau 38 de lei pe lună. Deci asta e o nebunie. Eu nu știu cum plătești oameni. La transportul public în cer scuze. E prietenul meu, dar n-am ce-i toate. Nu pot. Banii nu-i dau. Legat de transportul public, aș avea o propunere. Deci haideți să mai dăm o facilitate pe traseele astea. Deci am zis de bucla care s-ar putea face pe zona E1, datorită faptului că am putea introduce acolo o stație și am face o economie la bugetul local, dacă e, să vorbim de acum, dacă intrăm cu o parte de subvenție, este la bugetul local, să încercăm să utilizăm același bilet pe trei trasee. Deci eu vreau să ajung dintr-un loc în altul al Romanului. Nu este posibil dacă merg pe un singur autobuz. Dar dacă acel bilet este valabil, merg de aici până aici și fac o stație de legătură cu următorul autobuz, cred că s-ar putea. Există și să utilizează în alte orașe. Deci, în principiu, e o chestiune și atunci am ajunge să nu mai triplăm traseul de la gara la Dedeman. Traseul respectiv este triplat. Sunt trei, am toate trei liniile, circulă pe acea zonă. Este un traseu pe care e greu să mai vezi un om așteptând în stație. Pentru că sunt foarte des. În detrimentul altor zone care, dacă s-ar gândi utilizarea acestui bilet la acest mod, cred că s-ar putea reuși un traseu mult mai mare, care să deservească un număr mult mai mare de personal. Mai am încă o problemă. Niște semne de circulație tot pe zona respectivă și niște marcaje pe străzi. Da, așa. Și aceste târguri care sunt organizate de Camera de Comerț, sunt foarte de acord cu târgurile, sunt un participant la ele, sunt producător român, produc și gândesc produsul în Roma, vând în toată România și am văzut și în afară. Există o chestiune, eu sunt foarte de acord cu aceste târguri să le facem, dar haideți să încurajăm produsele autohtone, nu neapărat din Roma, din România. Eu am fost la târg organizat, pentru că dumnealor nu au cum să facă efectiv o selectare a participanților. Ei zic că produc cozonac și vin fapt cu chef. Diferențele există la produse. Deci eu sunt total de acord să punem romașcanului la îndemână un produs cât mai ieftin. Dar haideți să-i dăm și de calitate. Deci eu ce am văzut la târg, eu particip la târg de 18 ani, la târguri și expoziții și anual minim 3. Deci produsele care au fost acolo, efectiv, banii care s-au făcut au mers în alte zone și plus de asta am acționat și am ajutat economia altor țări, nu pe a noastră. Deci produsele respective nu erau românești, erau importate și mai mult de atât, acum camera nu are nicio vină. Eu am ridicat problema și pe zona din ministere, deci eu sunt total contra ceea ce se întâmplă în momentul de față în bănile din România. Deci suntem într-o situație în care este criză, noi nu știm să ne apărăm granițele, nu știm să ne apărăm producătorii care sunt în țară și aceia puțini care mai sunt, să-i protejăm de o inflație de bunuri care vin de calitate îndoielnică sau, mă rog, de aceeași calitate, dar care nu sunt supuse acelorși taxe și impozite, fiind o concurență neloială pentru ceea ce ne chinuim noi să facem în țară. Majoritatea fără ar. Nu comentez. Și încă o chestiune legată de fațadă. Deci eu am 5 lupi. Iubesc foarte mult, îmi plac animalele. Dar eu sunt cel care fac curățenii, îi hrănesc și fac și curățenii după ei. Deci eu m-am săturat, vă rog să mă credeți, eu m-am săturat să-mi spăl fațadele, să-mi îl întrețin. Pentru că există oameni, cetățeni ai orașului, care nu știu să aprecieze faptul că eu am muncit la acea fațadă. Deci am muncit să dau o formă și viață unui colț din oraș. Eu am investit mult zona poștă și vreau să vă spun că constat
de colegi, care o avem, un HCL 133 în 2009, care prevede că oricine are un cățeluș și îl scoate la plimbare, să-și culeagă dejecțiile respective și să le depoziteze. Nu știu dacă este aplicată o amendă pe zona respectivă la asemenea comportament. Deci eu nu am nimic împotrivă, sunt iubitor de animale, dar dacă iubim, hai să-și îngrijim și să îngrijim toate care este respectivul cățeluș. Și cam atât. Și mă scuzați dacă am fost așa de multe și v-am ținut... Vă mulțumim, vă rog să închideți microfonul ca să... Da. Da, luăm într-o ordine inversă, eu mi-am notat toate problemele pe care le-ați ridicat dumneavoastră. În ceea ce privește câinii cu stăpâni, vreau să vă spun că noi săptămânal facem acțiuni. Chiar am încurajat de fiecare dată pe toți cei care constată că sunt persoane care sunt cu câinii la plimbare și nu fac curățenie în urma lor să ne sesizeze. Săptămânal, cred că dăm cel puțin 2-3 amenzi în ceea ce privește acest lucru. Deci reprezintă o preocupare și pentru noi și ne dorim să avem cu toții un oraș curat, la fel cum spuneți dumneavoastră. Și eu am acasă un câine și eu îi fac curățenie, știu ce înseamnă, dar trebuie să înțelegem cu toții că trebuie să-și facem curățenie în urma acestor patrupede. Și mai mult decât atât, avem și în trei puncte din oraș acele locuri speciale din care se pot ridica mânuși, pungi și se pot arunca deșeurile de origine animală. În ceea ce privește târgurile, și domnul Balcan și domnul Caravan sunt aici de față. De fiecare dată am solicitat ca prioritate la participarea la aceste tăzări să fie producători și comercianți din Roma și mai mult decât atât produsele care vor fi comercializate să fie de origine autohtonă. Permite să vă întreb. Da. O secundă. Eu aș veni la acest tăr. Cu mare plăcere și uitați, este și domnul Chirea, care cred că ar veni la un asemenea. Dar, atâta vreme cât eu în oraș am un magazin pe care plătesc taxe și impozite, nu aș vedea de ce să vin cu un alt spațiu, decât dacă este subvenționat. Dar știu că, virgulă, Camera de Comerț funcționează pe o zonă de profit. Deci nu face nimic. Eu am mai propus la unde era domnul Corocariu, președinte la Camera de Comerț și Industrie, la Romexpo. Am propus accederea de accesarea de fonduri în așa fel încât să putem subvenționa firmele producătoare să participe la diverse târguri. Acum există pentru participare la târguri internaționale. Dar, de exemplu, nu știu, există o posibilitate pentru aceste târguri de sponsorizare într-un fel sau altul, pentru producătorii din Roma există o facilitate și eu știu că am vorbit-o cu domnul Caravan și chiar am întrebat dacă s-a pus în vedere acest lucru și dacă s-a luat în cap. Să vă răspund că sunt cunoștință de cauză și ne cunoaștem de foarte mult timp. De fiecare dată când s-a organizat la Roma un târg, a fost invitat și dumneavoastră cu o reducere de pe care noi l-am discutat cu primăria. Dar niciodată nu ne-a spus venim, nu venim sau de ce nu venim. De ce nu venim? Și de ce ai răspuns? De ce ai răspuns? Noi o să continuăm să vă adresăm aceste invitații. Probabil că vom reduce și mai mult costurile, numai ca să înțelegeți acolo. Da, sigur. Nu se pot face aceste lucruri de... Legat de contractul pentru deșeuri, vreau să vă informez că s-a finalizat licitația pentru zona 2, zona Roman, zona de est al județului Neamț, în ceea ce privește colectarea, transferul și sortarea deșeurilor. Va deveni operațională și stația de sortare și transfer de la Cordun. Una din obligațiile cetățenilor, cel mai probabil din vara acestui an, după ce vom finaliza toate procedurile. Din punctul de vedere al primăriei municipiului Roman, noi am aprobat și tariful și procedura.
mai e necesar la nivelul Consiliului Județean toate celelalte UAT-uri din, din zona Romanului și ulterior să se semneze contractul de delegare a acestei activități. Pe de o parte reprezintă o diminuare a tarifului, pe de altă parte reprezintă o obligație ca fiecare cetățean al municipiului Roman și fiecare societate comercială să aibă contract individual de preluare a deșeurilor și de colectare a deșeurilor, astfel încât și din acest punct de vedere, mai ales zona în care dumneavoastră o invocați, să vină cu niște condiții cât de cât apropiate de realitate. În ceea ce privește camerele de luat vederi, avem un plan în acest an extinderea rețelei de camere de supraveghere la nivelul municipiului Roman, 10 camere, în cimitir amplasarea 6 camere de luat vederi și mai mult decât atât și cu mărirea capacității de stocare a acestor imagini, însă vreau să vă fac precizarea că la aceste imagini nu pot avea decât acces decât organele de anchetă. Practic nu putem fiecare dintre noi să facem o solicitare sau pe cale legală să poate face o solicitare pentru păstrarea în format electronic a acelor imagini în scopul de a fi folosite ulterior la un proces sau la o altă acțiune legală. Practic există această posibilitate să se solicite stocarea în format electronic a acestor imagini pentru a fi ulterior consultate, dar nu putem fiecare dintre noi să solicităm accesul la vizionarea acestor imagini. În ceea ce privește circulația pe drumurile publice, din păcate, prerogativele pe care le are primăria la dispoziție sunt destul de reduse. În acest sens, competența având poliția română prin biroul de poliție rutieră. Legat de transportul public local, vreau să plecăm cu toții de la premisa că până acum o lună jumătate, două luni în urmă, nu a existat un transport public local în adevăratul sens al, al cuvântului. Au existat o serie de firme care încercau pe cont propriu să-și facă cât mai avantajos și mai profitabil un anumit traseu, fără o implicație foarte mare din partea primăriei municipiului Roman. În luna iunie a anului trecut ne-am trezit în situația în care operatorii a două linii de, de transport au renunțat efectiv din lipsa profitabilității acestei activități, au renunțat la transportul public local și ne-am trezit în situația în care un municipiu de nivelul Romanului nu mai avea practic această activitate și plecând de la premisa că în special cei mai în vârstă aveau probleme din acest punct de vedere, noi am fost foarte bucuroși când în urma licitării acestor trasee s-a desemnat un, un câștigător care să, să opereze. Însă problema care se pune la un transport public local în orice localitate din, din România este cea a rentabilității unui astfel de serviciu fără o susținere de la autoritățile publice locale. Nici din acest punct de vedere, să spunem, nu avem un istoric foarte mare și tocmai de aceea am încercat într-o primă etapă să acordăm o serie de facilități și să ne încadrăm într-un anumit buget pe care îl avem și ulterior, dacă vom mai identifica situații care pot fi sprijinite din punct de vedere al transportului public local, să venim cu aceste facilități. Suntem într-o etapă de, să spunem, de testare, atât din punct de vedere al traseelor, cât și din punct de vedere al susținerii cu facilități fiscale. Și sigur că ulterior, în măsura în care vom mai identifica zone, mai avem, de exemplu, în momentul de față, cartierul Danubiana, care este total neacoperit. De aceea, și sigur, chiar și zona pe care o spuneți dumneavoastră și o indicați dumneavoastră, Bulevardul Republicii în special, în momentul de față nu este acoperit, de aceea va trebui să identificăm soluții împreună cu operatorul de transport pentru a eficientiza și pentru a veni în sprijinul cât mai multor cetățeni în ceea ce privește transportul public local. Și ați mai ridicat problema câinilor fără
stăpân sau chiar câini cu stăpân, dar care îi țin în stradă. Din păcate, legislația, ceea ce vă spuneam și la începutul dezbaterii noastre, legislația nu este tocmai favorabilă unor astfel de intervenții, așa cum spuneți dumneavoastră. Accesul pe o proprietate privată este, dreptul la proprietatea privată este garantată de Constituție. Pe o proprietate privată nu poți intra decât cu un mandat. Noi încercăm pe cât posibil și oferim de fiecare dată tot sprijinul de care este nevoie la nivelul municipiului Roman. Problema aceasta a câinilor fără stăpână este o problemă destul de delicată și de stringentă la nivelul societății noastre. Însă, cred eu că în momentul de față aceste probleme mai sunt doar în zonele cu case. Și de asemenea, o altă problemă spinoasă și la care vă solicităm mereu să ne dați tot concursul și tot ajutorul, atunci când sesizați transportul, efectiv transportul de câini, și vin și îi lasă la Roman. Adică, din punct de vedere geostrategic, Romanul este foarte bine poziționat, cu potențial foarte mare de dezvoltare. Însă, în același timp, oferă și soluții atât pentru cei care vin și lasă câini din alte localități la Roman, cât și din punct de vedere al deșeurilor, mai ales cele provenite din construcții, unde de asemenea avem câteva probleme pe care va trebui să le rezolvăm în perioada următoare. Mulțumim, dacă mai... Vreau o întrebare, de fapt mai mult o constatare. În ultima perioadă, tot mai mulți oameni din economia privată merg să lucreze la stat. Și, sigur, să nu fiu tot acum plăcut, dar merg la stat pentru că la stat salariile cresc într-un susținut. Lip de creștere pe care nu ai, nu știu dacă sunt la sentimentul celorlalți oameni de afaceri, nu îi putem permite acest lip de creștere. Și am văzut că ați încercat să evitați creșterea asta de impozite cu o reducere a cheltuielor materiale cu 10%. Aș vrea întrebare dacă și la cheltuielile de personal v-ați gândit. Adică dacă din ianuarie 2017 până în ianuarie 2018 cheltuielile de personal ale primării au crescut sau au scăzut. Pentru că, în ultima vreme, la nivel național, cel puțin am făcut o statistică, salariile în administrația publică sunt cu 30% mai mari decât în economia privată, ceea ce nu știu, nu se pare un lucru corect. În țările gen civilizate, raportul e măcar egal. Adică media salariului la stat e cel mult egal cu media salariului privat. Și, știți cum e, adică pentru noi, ca oameni de afaceri, ar fi neplăcut să știm că, dom'le, s-au mărit impozitele ca să poată plăti salarii mai mari. În condiții în care mi-e pleacă oamenii să ducă la stat. Am înțeles, vă răspund imediat. Într-adevăr, aveți perfectă dreptate. Anul trecut, prin două modificări legislative, în două etape s-au majorat salariile din administrația publică locală. O primă majorare a avut loc cu 20% în luna februarie anului trecut și o altă majorare prin aplicarea legii unitare a salarizării. Practic, sunt acte normative care nu țin de autoritățile publice locale. Vă dați seama că și pentru noi a însemnat un dezechilibru și un efort suplimentar din punct de vedere financiar acoperirea acestor costuri. Mai mult decât atât, vreau să vă informez că la nivelul primăriei municipiului Roman am luat și decizia blocării posturilor vacante. Nu vom efectua decât angajări acolo unde este strictă nevoie, iar plecările din sistem să fie acoperite cu oameni care sunt deja angajați în primărie. E adevărat că în ultimii ani, să spunem, administrația publică locală din punct de vedere a salarizării era oarecum cenușăreasa sistemului bugetar. În momentul de față pot să apreciez că în sfârșit pot să cer și o performanță de la colegii mei din primărie, pentru că
există o motivare din punct de vedere financiar în momentul de față pentru a oferi această performanță. Vom încerca pe cât posibil în limita personalului pe care îl avem și iarăși o altă problemă legată de legislație. De fiecare dată când se schimbă legislația, vă dau și eu exemplu pe Direcția de Asistență Socială, practic ne obligă să creștem și organigrama. Chiar dacă avem obligație din punct de vedere legal să creștem organigrama, acea organigramă va fi acoperită tot cu oameni din interiorul direcției, astfel încât să nu creștem costurile din punct de vedere al salariului. Acum, ca o completare la ce a spus Sorin, n-am vrut să vedeți subiectul ăsta, dar ăsta a trebuit să fie dezbătut foarte bine. Sorin are perfectă dreptate. Și noi oamenii de afaceri suntem total mulțumiți faptul că avem numele ăsta la vedere. Și a spus că ați bugetul fiind mai mic, anul ăsta, ați căutat soluții, v-ați gândit la niște soluții să faceți reducere pe cheltuieli bugetare. Mie mi se pare că ați vorbit pe camera greșită, gândindu-vă că să tăiesc lupina, gândindu-vă să vă asta, deci toate nu le-ați făcut, deci bărnuiesc că mi-ați făcut o favoare. Dar nu v-ați gândit niciodată și nici nu vă gândiți să faceți o reducere de personal din primărie. Eu știu că de-a lungul anilor care, după Revoluție, personalul din primărie s-a format exact pe cum se formează calota glacială. Deci la fiecare dinsoare s-a adunat câte un strat de zăpadă care nu se mai topește și tot așa. Deci la fiecare alegeri s-a mai adunat cu un strat de salariați în primărie. Eu cred că ar trebui să încetăm cu chestia asta. Și dacă sunteți așa de deschiși cum susțineți, eu cred că ar trebui să supuneți organigrama cu activitățile pe care le desfășoară toți. Poate nu să le puneți să vadă toată lumea, că nu toată lumea știe ce înseamnă organigramă și ce înseamnă o atribuțiune de unui salariat. Dar poate ne dați aceste informații ca să știm și noi privații cum se plătim salariații. Că eu am impresia că noi greșim. Da, deci eu revin la afirmațiile pe care le-am făcut mai devreme și v-am spus că am încercat pe cât posibil plecările din sistem să le acoperim oamenii deja existenți. În momentul de față să știți că organigrama este acoperită undeva cam 65-70%. Avem foarte multe posturi vacante pe care le vom păstra vacante și în perioada imediat următoare. Sunt posturi înființate în baza unor prevederi legale. În momentul de față, dacă se încearcă o disponibilizare, nu avem practic o acoperire legală pentru a realiza această disponibilizare și ne putem trezi în situația în care realizăm acest lucru, ne acționează în instanță și vom avea pierderi mult, mult mai mari. Și luați, dacă vreți, în calcul istoricul ultimilor ani, atunci când s-au realizat fie disponibilizări, fie reduceri de cheltuieli salariale, când în instanță au fost câștigate și, dacă vă uitați la cartele didactice, și în ziua de azi încă mai primesc drepturi financiare restante aferente acelor reduceri de cheltuieli de personal. Deci, eu vă înțeleg gândirea și e foarte, foarte corectă, însă trebuie să înțelegem și riscurile la care ne supunem în momentul în care realizăm astfel de disponibilizări. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că organigrama primăriei municipiului Roman este disponibilă pe site-ul primăriei, este aprobată prin hotărâre de Consiliul Local, deci practic este inclusiv statul de funcții, și se poate vedea fiecare serviciu, fiecare direcție în parte, în condiții de maximă transparență pentru orice cetățean al municipiului Roman. În continuare, eu vă spun că vom încerca pe cât posibil să ne desfășurăm activitatea cu un număr cât mai redus de personal, însă în același timp, cu toții poate ne dorim servicii și de calitate, sau poate dorim
un act administrativ ca în loc să fie dat în termenul legal de 30 de zile, să-l primim mai repede, ori dacă vrem astfel de lucruri, cu siguranță acest demers implică și nu neapărat o organigramă completată în totalitate, dar un număr suficient de persoane care să răspundă solicitărilor care vin din partea cetățenilor. Bun, sunt de acord că acum o secundă. Sunt de acord cu această organigramă și să știe toată lumea că este aprobată de Consiliul Local. Eu v-am spus altceva. Înainte de a fi aprobată de Consiliul Local, consilieri care s-a ales și noștri, Dumnezeu să mă ierte, ei s-a ales și lor. Și faceți o dezbatere publică, să ne dăm și noi cu părerea ce înseamnă organigrama asta. Că eu vă înțeleg foarte bine. Ați făcut o organigramă pe care ați votat-o și bineînțeles că 65% nu e ocupată. Că dar, sau 65%. Păi bineînțeles că fac organigrama și la mine la servicii, organigramul și țin locuri vacante. Nu se poate. Ați spus că nu aveți voie să-i dați afară. Este adevărat că nu vă permite legea. Dar legea vă permite să ați avut majorări de salarii, aveți niște grile de salarizare. Nu. O să aveți. Deci ați mărit salariile la toți, ați dus... Că pleacă singur. Dacă aia care n-au ce face, eu zic, constat, că n-au ce face, n-au atribuții în primărie. Pleacă singur, îl lași cu salariul ăla și nu mai... Deci noi am mers la... Deci vreau să spun că aceste organigrame sunt și au avizul întotdeauna a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Deci fără acel aviz nu pot fi supuse dezbaterii și aprobării Consiliului Local. În ceea ce privește salarizarea pe legea unitară a salarizării, am să vă rog să analizați și acest lucru iarăși este public, să vedeți cam pe unde este situat municipiul Roman față de alte municipii similare. Aceleași discuții le-am avut și colegii mei din primărie și au existat nemulțumiri la acea vreme, întrucât le-am așezat la un platform cât mai jos. Am doar redus acele dezechilibre care existau pe legea veche. Însă noi suntem undeva spre pragul minim, nici de cum spre pragul superior al acestor grile prevăzute în legea unitară a salarizării. Nu, e exclus, să spunem, în momentul. Nu poate fi cazul. Dacă îmi permiteți, odată la 3 luni de zile, e obligația oricărei instituții publice să-și afișeze grila cu salarizările pe site. Deci din 3 în 3 luni de zile. Odată la 3 luni de zile, puteți vedea comparație primăria Roman cu alte... E prevedere legală. Legea spune în felul următor. Aceeași persoană nu poate să taie șpitanță să încaseze. Mergeți și la ANAF și vedeți, mergeți la orice altă primărie. E prevedere legală. Se poate. Deci intrați pe ghișeu.ro. Ghișeul nu mi-a dat înapoi nimic. Ba da, ghișeul.ro vă arată ce aveți de plată, cum am făcut eu plăți. Este pe ghișeu.ro, vă puteți face și vă puteți face online. Este, e de 2 ani. De 2 ani pe ghișeu.ro se pot face plăți online. Și îți apare exact suma de plată. Atât cu bonificație, cât și cu plată. Se poate. Deci ați văzut că noi, începând de anul trecut, am introdus și acest sistem de bonuri de ordine. Această aglomerație nu iese decât în primele 2-3 luni ale anului. Ulterior o să vedeți că nu mai există această aglomerație, însă tocmai pentru a veni în sprijinul lor am pus acel sistem de bonuri de ordine, am pus și scaune unde pot să stea pe scaune, însă veți vedea de fiecare dată că, din păcate, nu au încă această cultură a bonului de ordine, să te duci să aștepți undeva pe un scaun, preferă să stai acolo la rând. Dar noi am creat toate condițiile tocmai pentru a nu mai sta în picioare, a nu mai sta în fric și a nu mai sta în curent. Iar toți cei care sunt tineri și au acces la sisteme de plată electronice, fără nicio problemă, vă faceți cont pe ghișeu.ro și vă puteți achita datoriile atât către primării, cât și către Agențiile Naționale de Administrare Fiscală, AMES și așa mai departe. Pentru persoanele juridice este un alt sistem, cu un username și un ID și o parolă și ulterior se pot achita și în acest.
Puteți instala și la parcări, la prin SMS, prin el alte orașe? Da, vom implementa și acest sistem. L-am discutat deja la începutul acestui an cu colegii mei și cel mai probabil într-o lună, o lună jumătate, va deveni operațional. Vă rog. Germane Goaie, Societatea Comercială Zecean. Domnul primar, o să mă refer strict la o problemă cu care ne confruntăm noi în zona Sezii Nicolae Băucescu. Așa după cum bine știți și dumneavoastră, orașul Roman, fiind așezat pe un mod comercial propice, se bucură de o anumită dezvoltare, deși eu personal mi-aș fi dorit să fie o dezvoltare reală prin capacitățile de producție, prin înființarea unor linii moderne care să ne asigure o repornire a produsei și nu o economie bazată pe consum și servicii. Este o chestiune de mentalitate, nu are rost acum să o prezint. Sigur că mi-aș dori să existe predictibilitate, să existe stabilitate și nu o trâmbițare a unei creșteri economice bazate, așa cum am spus, fără substanță. Problema. Este vorba de acel sergeratoriu care s-a înființat, urmarea dezvoltării centrului comercial logistic, care vizează, din câte știu, firma Prof. Avem nevoie de niște indicatoare de orientare. Mă trezesc de foarte multe ori, scuzați termenul cu mașini încurte. Sunt transportatori care nu se pot orienta datorită acestui lucru. Există un indicator destul de estompat, de aceea am să vă rog să luați în calcul această chestiune și, în ultimul rând, avem nevoie de, la intrarea în sensul giratoriu, adică să le numim, scuzați termenul, acele cărpușoare, sau nu știu cum să le spune. Exact, să putem diminua oarecum viteza transportatorului. De asemenea, și cu asta conchid subiectul, luați în calcul și extinderea canalizării, rețelele de canalizare. Este foarte importantă zona și așa după cum bine știți, este o zonă curtată, o zonă propice de afaceri și avem nevoie și este necesară și această investiție în ciuda bugetului restrictiv pe care l-ați prezentat. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu pentru intervenție. Așa cum spuneți și dumneavoastră, interesul primăriei municipiului Roman a fost, în primul rând, pentru a sprijini producția și vă dăm aici exemplu și eforturile care s-au depus în ultimii ani de fostul primar pentru atragerea companiei TRV. Însă, așa cum ați precizat și dumneavoastră, poziția geostrategică a municipiului Roman a generat un interes și pentru aceste lanțuri de supermarketuri care au preferat Romanul pentru investiții în ceea ce privește centrele de logistică. Investiții care, pe de o parte, atrag, sigur, și venituri la bugetul local prin plata taxelor și impozitelor locale, dar generează și noi locuri de muncă, pentru că o comunitate are nevoie și de producție, are nevoie și de comerț, are nevoie și de sport, are nevoie și de cultură și așa mai departe. De aceea, mereu când a fost vorba de orice tip de investiție care să se realizeze la Roman, Primăria Municipiului Roman a oferit o maximă deschidere în acest sens. În ceea ce privește acel sensul de girație, într-adevăr, el este momentan operațional, dar nu este finalizat în totalitate. Urmează a se realiza și acel sistem de indicatoare rutiere. Însă, în ceea ce privește sistemul de limitatoare de viteză, aici va trebui să căutăm o soluție care să nu genereze un disconfort caselor din zonă, fiind faptul că acolo sunt case destul de vechi. Dacă vom pune limitatoare de viteză în acelea mari, există riscul ca transporturile mari să treacă totuși cu viteză și se creează vibrații pentru casele din zonă. Însă vom gândi și acolo un sistem, eventual cum sunt pe drumurile naționale, acele avertizoare în sensul că urmează ori o curbă, ori un sens giratoriu și vom gândi o soluție care să permită limitarea vitezei, dar în același timp
și să nu producem disconfort locuitorilor din zonă. În ceea ce privește extinderea de canalizare, într-adevăr mai avem solicitări în acea zonă. Am dat în analiză colegilor mei de la Direcția Tehnică pentru a face o evaluare și împreună cu operatorul de apă și canal vom căuta soluții pentru identificarea unor sume. Vă mulțumesc. Vă rog. Mulțumesc în primul rând de invitație, George Biciușcă, Occidental Consult. Așa cum și la celelalte întâlniri, tot timpul spuneam că inclusiv aceste creșteri salariale nu sunt pentru noi beneficii, pentru noi agenții economici. Mai mult, înțelegem foarte mult și această impozitare, n-ați avut o soluție de compromis, să-i spunem. Dar văd o dezvoltare majoră în jurul Romanului. Stau și mă întreb de unde o să fie toate aceste locuri de muncă ocupate. Că și noi avem o mare criză a personalului. Aș căuta totuși o soluție de parteneria public-privat cu liceele de profil, când au nevoie pentru practică, găsită o soluție. Înțeleg că o să fie și o subvenționare a transportului pentru anumite categorii șomeri. Să facem cumva, sau să faceți în bază legală cu obligativitatea de a se prezenta la o bursă a locurilor de muncă, dacă nu îi se retrage acel drept, să-l determinăm cumva să-și găsească. Nu e interesul al nimănui, nici al primăriei, să fie asistat social, nici al meu ca și angajator. Vreau să încerc să-l determin, să-l încadrez. Putem face o paranteză, sistemul american, așa numit Obamacare, spunea foarte clar. Ai o pregătire de nivel superior, încerci să-ți acord un servici la o postitate salarială redusă 70%, l-ai refuzat a dată, a doua oară când l-ai refuzat, nu mai ai dreptul de a primi acel ajutor. Adică tu trebuie să muncești, este clar. Ducem o lipsă mare de personal. Nu știu ceilalți dezvoltatori și ceilalți agenți economici, cred că se lovește de aceeași problemă. Trebuie găsite inclusiv asistații sociale. Am observat că ați început, să zicem, să-i punem un pic la treabă. Adică trebuie responsabilizat și ei. Și din rândul lor, noi putem angaja oricând. La toate bursele de muncă la care am fost, eu, unul personal, n-am reușit să fac nicio angajare. Da. Și ar mai fi o altă problemă. După cum bine știți, în zona cartierul muncitoresc s-a extins și acea zonă. Singura problemă care am vrea să o ridicăm ar fi dacă în planul dumneavoastră pe anul acesta sau anul viitor, găsim o posibilitate de iluminat public, că deja devine o problemă pentru Poliția Națională, s-au creat mici cercuri de oameni încetați cu legea și e o mare problemă acolo. Mulțumesc. Da, să vă răspund la ultima întrebare. În momentul de față am dat în analiză realizarea unui studiu de fezabilitate și a unui audit energetic, documente prealabile depunerii unui proiect finanțat europeană, pe de o parte schimbarea telegestiunii, pe de altă parte înlocuirea cu iluminat tip LED și pe de altă parte a treia componentă, extinderea iluminatului public. Deci, practic, toate aceste trei componente vor fi prinse în acest proiect finanțare europeană și vom încerca să implementăm acest lucru. În ceea ce privește celelalte aspecte semnalate de dumneavoastră, așa cum bine ați remarcat, în ultimii 3 ani circa toți cei care primesc ajutor social, și aici iarăși aș vrea să fac o precizare pentru a se înțelege foarte clar, acești bani nu vin de la bugetul local, sunt bani care vin de la guvern, primăriile au doar obligația de a primi aceste dosare și de a urmări ca aceștia stat social să presteze activitățile la care noi îi punem. În ultimii 3 ani vreau să vă zic că am preluat în directa coordonare a Direcției de Asistență Socială a activității prestate de aceste persoane și dacă în trecut, să spunem un an din urmă, aveam undeva la 1000 și ceva de dosare de asistat social, în momentul de față avem undeva până în 200. Deci, noi am încercat pe cât posibil să dăm aceste ajutoare sociale doar persoanelor care într-adevăr merită și doar celor care, potrivit legii, pot să preseze activități. Deci, din cele aproape 200 de dosare, în momentul de față au drept de muncă circa 85 de persoane,
pentru că femeile sau părinții care au copii până la 7 ani nu pot fi obligați la prestarea de activități. Cei care sunt bolnavi cu adeverință de la, nu de la medicul de familie, eu un medic specializat în acest sens, de asemenea, iarăși nu pot presta activități, deci din cele aproape 200 de dosare, doar 85 au drept de muncă și urmărim lună de lună să-și realizeze aceste activități. Ba mai mult decât atât, anul trecut a existat și obligativitatea ca aceste persoane să se prezinte la un târg organizat de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Cei care nu aduceau actele doritoare cât s-au prezentat la acel târg în vederea ocupării unui post, de asemenea nu mai primeau ajutor social. Și știu că există și o inițiativă legislativă la nivelul Parlamentului care să prevadă faptul că dacă un asistat social refuză un loc de muncă, să nu mai poată primi ajutor social. În ceea ce privește șomerii, aici discutăm doar de șomerii în plată, aflați în evidența Agenției Locale de Ocupare a Forței de Muncă și sunt convins că dacă există și dacă e venită doamna de la așa, să ne prezinte câteva aspecte legate și de această activitate și, pe de o parte, care sunt obligațiile șomerilor aflați în plată și, eventual, când se mai organizează astfel de târguri, astfel încât vedeți că și angajatorii din Roma, din zona Romului, care au nevoie de forță de muncă, să poată beneficia de forță de muncă. Vă rog. Sunt la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă din Romă. Din păcate, numărul de șomeri în ultima vreme a scăzut foarte mult. Numărul de înregistrat în evidențele noastre a scăzut foarte mult. La nivelul lunii decembrie, pentru municipiul Roman, am avut înregistrat 432 de șomeri. Iar pe total zona Roman, 3.964. Din aceștia, 246 au fost șomeri indemnizați, iar la nivel de municipiul Roman, iar 216 neindemnizați. La nivel de zona Roman, am avut un număr de 3.064 șomeri neindemnizați și 580 șomeri indemnizați. Din cadrul șomerilor neindemnizați sunt în marea majoritate cei care beneficiază de ajutor social. O mare problemă cu aceste persoane este faptul că nu dețin calificări. Majoritatea provin din sate defavorizate și au 4 clase, 6 clase, nu pot beneficia nici de formare profesională, să-i putem sprijini, pentru că în cadrul agenției organizăm anumite cursuri, dar pentru fiecare curs trebuie să aibă un minim de studii. Nu mai întrebare, spuneți un pic. Angajatorii care angajează șomeri au vreo facilitate? Da, angajatorii care angajează șomeri din anumite categorii defavorizate, asta înseamnă persoane peste 45 de ani, persoane unice deținători de familie, asta înseamnă familii monoparentale în care există copii, persoane care mai au 5 ani până când îndeplinesc condițiile de pensionare și tineri până 25 de ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nu au loc de muncă. Pentru încadrarea acestor persoane, prin încheierea unei convenții cu Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, este subvenționat salariul timp de 12 luni cu o sumă de 900 de lei. 900 de lei. Obligația angajatorului este de a menține limita bugetului disponibil. Da, asta este o mare problemă. Se impune o limită care se zice. Pentru că fondurile nu sunt nelimitate. În fiecare an, Agenția Națională distribuie în teritoriu o anumită sumă care acoperă un număr de angajat. Și există obligativitatea menținerii lor? Angajatorul are obligația să mențină locul de muncă minim 18 luni. 18 luni.
cei care au activități sezoniere? Eu așa vedeam. Da, nu poți beneficia, conform legislației actuale, nu poți beneficia de subvenție. Statul practic vrea să mă ajute, dar mai rămân în curcă. Nu, condiția este ca încheierea contractului de muncă să se facă pe perioadă negru. Da. Poate se găsește o soluție să-l rup pe perioada. Am nevoie 6 luni, ajută-mă 6 luni. 6 luni îmi plătești cu 6 luni. Legea este aplicabilă și pentru partai? Nu. Deci contractul de muncă pe perioadă nedeterminată și... Normă întreagă în perioadă nedeterminată. Și dacă se dovedește pe timpul contractului pe necorespunzător, plătești tu pe toată perioada. E licea, trebuie să-l ții. Dacă e necorespunzător, plătești nu-i urmă. Deci tu la funite care poate înceta contractul de muncă, ca să fie bine angajat. Am înțeles. Și spre exemplu, de ce nu se califică și forță de muncă sub 6 clase? Domnul Biciușcă nu ar trebui să fie să facă integrare. Dar eu am nevoie și de... Dar el ar trebui să califică necalificat. Care după noile legislații fiscale acum se ridică la 2000 de lei un necalificat, nu? Păi, ar trebui, dar la câți investitori privați sunt în zona, aceste 3000 de locuri de muncă ar trebui prinzate mai puțin de jumătate de lei în 2 luni de zile. S-au deschis 3 depozite, mai vin 3 firme mari, n-ar trebui să mai avem șomeri. Deci, ceea ce ne-ați dat dumneavoastră, deci cei care îi aveți dumneavoastră în evidență, unii dintre ei indemnizați și unii neindemnizați. Dar, probabil, până lângă ăștia, mai sunt și alții pe care nu-i aveți în evidență, care n-au trecut niciodată la dumneavoastră. Ah, dar nu s-o luați în evidență? Păi, de asta zic. Adică noi cine ați dat, ne referim acum la Roman. Domnul Balcan spunea din zona Romanului. Sunt 3000 ceva de șomeri pe care îi aveți dumneavoastră în evidență. Unii indemnizați, alții cărora probabil s-au demnat indemnizația, dar au fost luat în evidență. Să luați ca persoane. Ca persoane. Asta înseamnă un sfert. Perioada în care pot urma un curs de calificare. Ce-i activ? Deci e o rezervă enormă. Aici trebuie văzut undeva cât. Noi, ca agenți economici, cred că în totalitate avem o criză majoră de salariați, de forță de muncă. Toți suntem aproape disponibili. Eu am încercat dual cu școala de la Trifești. E o formă care nu ajută. E al treilea an care le-am dat bursă, dar nu vor să angajeze în final niciunul. Asta e adevărul care se întâmplă la noi. Practic, e o rușine pentru ei să facă școală profesională. Sistemul divină s-a vrut ca tot să fie cu studii superioare și... Dar ce spuneți cifrele astea, asta înseamnă că în zonă avem o rezervă imensă de forță de muncă și noi stăm în criză. Am putea, știu eu, organiza și calificări la locul de muncă, ucenicii la locul formatori, care e mult mai practică și mai utilă. Că... Dar intervine și în legislație, avem probleme cu asta. Îl calificăm și ne pleacă. Da, aici exact ca la dual, nu ai, el nu are nicio obligativitate față de tine. Chiar dacă îi plătești 3 ani bursă, el pleacă după aia și asta. E gașca. Eu mă învăț la mine să lucrez în mașină, îmi duce la TRV, că îi dă la un pic mai mult. Da, dar trebuie să încercăm ceva. Deci, ca să mai desfășurăm activități economice, practic trebuie să avem forță de muncă. Ori forța de muncă, asta este. Cifrele astea, eu credeam că nu mai există o așa rezervă. Dar la 3000 în zona Românului, nu foarte mult. Sunt comunii, Oricei, Valea Ursului, Băleni, Odești, aproape 400 de persoane la ajutor social. Bun, dar astea-s pe lângă. Deci, nu. Deci oamenii de vârstă la aceste comuni, la aceste persoane, trebuie de 50 de ani. Eu le treabă. Doar spate. Sunt persoane care nu au lucrat niciodată. Dacă tot avem agențială din noi, când se cooperăm cât mai bine, nu? Haideți să vedem cum se dau ajutoarele și cum se dă șomagă. Cred că ar trebui puțin să fim mai stricți, nu? În ce bază îți dă ajutorul să mergi? Păi am fost și am căutat unul din muncă. Și ai găsit? Nu. Bun, uite, e șomagă. Sau nu știu, cum se procedează? Haideți să ne năstrim. Să ne năstrim puțin. Pentru a beneficia, dar ulterior, luăm situația cum spunea domnul Popa. În momentul în care el intră în șomaj, ce se întâmplă ulterior? Adică el nu este neapărat deci obligat. Deci avem două categorii de șomeri, indemnizați și neindemnizați. Da. Ce indemnizați ne referim?
sunt persoanele care au lucrat în ultimele 24 de luni, 12. Da. Și primesc o indemnizație de șomaș care pot să vă zic că este mică. În general, cred că 90% dintre șomeri au între 4 și 5 milioane. Da. Pentru că se stabile, este o sumă fixă. 75% din indicatorul social de referință care este 500 de lei, da. Plus o medie a salariului din ultimele 12 luni, se aplică un procent în funcție de vechime, 3-5-10%. Și marea majoritate aici se situează între 4. Am înțeles, dar care sunt obligațiile lui pe timpul celor 12 luni sau 9 luni, 6 luni cât primește el? Obligațiile lui sunt să prezinte lunar la viză, să meargă dacă este repartizat la un loc. Ce înseamnă viza asta? Vine, ia viza panicat? Dacă sunt locuri de muncă anunțate de anunțare... Uitați că anunță domnul Biciuș că nu știu cât timp are locul. Aici e chestiunea, adică trebuie la un dat, probabil nu știu mijloace de fapt. Noi nu vorbesc e vina dumneavoastră sau cealaltă. Din punct de vedere legislativ, trebuie create acele pârghii, astfel încât când trimiți un șofer, un șomer la un loc de muncă și el îl refuză, În momentul de față, noi am bugetat o anumită sumă pentru finalizarea ultimului tronson, doar parterul, urmând ca după finalizarea procedurilor pentru împrumut să demarăm și cu partea superioară pentru izolare. Știu, e vorba de toate izolarea care face, vom intra pentru împrumut. Da? Deci luăm un calcul ca până la sfârșitul anului viitor. Vă cred, dar e și în funcție de resursele financiare. Vom gândi acolo și un sistem de acces, vom renunța la acea barieră cu polițiști locali, gândim un sistem de acces cu plată, dar va fi un preț... Este un bărculeț în spate care nu este folosit. Ar putea fi amenajat o parcare. Unde, la care vă referiți? La ce bloc? La blocul 4. 4. La blocul 4, acolo urmează a se amenaja parcarea. Dar vorbim parcări de reședință plus... E gândit deja. Da, se poate face o parcare chiar mare. Trebuie să ne gândim și la cei care locuiesc la blocuri acolo, care... Se vor scoate la licitație locurile de parcare acolo? Se vor scoate la licitație pentru... Numai așa cum. Da, se vor scoate la licitație, în primul rând, pentru cei care locuiesc acolo. Vor fi parcări de reședință și, ulterior, dacă vor mai fi disponibile locuri, vor putea să vină și alții din alte zone. Însă, în pietonal, gândim acel sistem de acces cu taxă. Va fi o taxă mai mare decât în mod normal, dar vom gândi și un astfel de acces. Îmi dați voie dacă tot, mă scuzați, dacă tot vorbeam de parcări la M4, blocul 4. Da. Și a spus de parcări de reședință. Eu, ca agent economic, pe parcarea din față îi plătesc abonament. Normal sau da. Nu? Nu știu. Dar eu plătesc abonament în momentul de față. Dacă spunem de parcări de reședință în spatele blocului, în spatele blocului sunt mulți agenți economici, nu numai eu, care avem acces în interiorul spațiilor de depozitare, magazin. Da. S-a luat în calcul, sau bașul gas să se ia în calcul ca în dreptul acelor intre să se marcheze atât. Deci este și din punct de vedere al ISU, deci eu am nevoie de spațiu ca să pot să evacuez în caz de incendiu, dar am nevoie și să parchez o mașină, să pot să-mi descarc marfa care o am. Acolo vor fi doar pentru aprovizionare și fără posibilitatea de a parca. Deci doar pentru aprovizionare cu cale de evacuare. Da. Da? Deci mulțumesc. Acolo nu va fi. Iar ceea ce plătiți dumneavoastră abonament, plătiți un abonament la parcările publice, acel abonament lunar. Da. E în parcare cu plată și atât în lateralul blocului, dar cât și în orice altă parcare din oraș, e valabil. Da. Dezbaterea de azi e una legată de buget. În principiu
chiar dacă toți am profitat de ocazie pentru a pune în vederea autorităților diverse probleme care poate nu au legătură cu bugetul. Eu am trei întrebări legate de buget, toate trei. Prima întrebare, dacă anul trecut proiecția bugetară pentru 2017 a fost de 110 milioane de lei, execuția bugetară e de aproape 200 de milioane, fără o virgulă, 200 de milioane de lei. Cum explicați diferența dintre proiecția bugetară de anul trecut de 110 milioane și proiecția bugetară de anul acesta de numai 65 de milioane? E o diferență considerabilă. A doua întrebare e legată de... E legată de lista obiectivelor de investiții pentru 2018. Am observat că există vreo 3 obiective de investiții în listă, care probabil urmează a fi doar achitate anul acesta, pentru că au fost terminate lucrările la unele chiar în vară. Sistem de sensul giratorului Poarta Nord, de strada Eternității și mai era, cred, ceva cu Aleși și Parcări. Deci trei investiții care totalizează aproape 20% din bugetul de investiții, care au fost finalizate în 2017, chiar în vară 2017. Și de ce au fost amânate plățile pentru 2018? Și au fost contracte. Ok? Bun, da, răspund eu, nu da, Eu întreb. Dezbatere pe buget. Așa și a treia și ultima întrebare, dacă atunci când s-au mărit taxele și impozitele locale în decembrie, dacă a existat un studiu de impact pe baza căruia ați ajuns la concluzia că e necesar să măriți taxele și impozitele pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane juridice, peste propunerea de plafon din codul fiscal. Deci codul fiscal reglementează taxele și impozitele pe clădiri pentru persoane juridice între 0,2 și 1,3%, iar autoritatea publică a decis să rămânească la 1,56. E într-adevăr există o prevedere care permite depășirea plafonului. Dar dacă a existat un studiu de impact pentru acest lucru. Da, vă răspund imediat. Dumneavoastră ați ajuns puțin mai târziu și n-ați prins partea introductivă. Bugetul este mai mic în acest an prin faptul că plata salariilor pentru profesori a trecut din nou la Ministerul Învățământului și nu mai trec prin primării. Deci de acolo e un impact cel mai semnificativ. Iar al doilea impact negativ îl are pierderea aceea de 9,3 milioane de lei cauzată de reducerea impozitului de la 16% la 10%. Deci 2 milioane de euro care s-au pierdut prin această reducere a impozitului. Și în condițiile în care bugetul de investiții e de 1 milion de euro, vă dați seama că sunt probleme și pe funcționare. 2. E adevărat că dumneavoastră v-ați uitat în lista de investiții propuse pentru anul 2018 și o să remarcați că acolo sunt niște resturi de executat. Practic, ce nu s-a finalizat la sfârșitul anului trecut și ce nu am putut a plăti până la sfârșitul anului trecut, trebuie să reintroducem din nou în lista de investiții și vom finaliza plățile în acest an și, de asemenea, vom finaliza și investițiile în acest an. În ceea ce privește sensul de girație, banii nu vin de la bugetul local, decât o cotă parte de cofinanțare care au fost deja achitați, restul de bani vin de la Ministerul Dezvoltării, fiind un obiectiv cuprins în PNDL. Da. Și vor fi finalizate la începutul acestui an. Iar contractul de la Alei Parcări este un contract multianual care se va termina în luna mai anului viitor. Deci o să-l revedeți în lista de investiții și a anului viitor. În ceea ce privește studiul de impact, eu v-am spus că noi am analizat ceea ce înseamnă pierderile pe care le are Primăria Municipiului Roman în urma Revoluției Fiscale și acest studiu de impact trebuia să-l facă Guvernul în momentul în care a făcut Revoluția Fiscală și noi am întrebat același lucru. Neexistând acel studiu de impact, noi nu ne-am trezit decât în fața faptului împlinit că nu aveam resursele financiare pentru a echilibra bugetul și aici a fost decizia pe care am luat-o. Deși vă reamintesc, într-o primă etapă, conform legii, noi am aprobat la termenul prevăzut de lege taxele și impozitele la nivelul anului trecut. Însă, în momentul în care a venit acest element neprevăzut și pierderile care s-au generat, a trebuit să luăm această decizie. Cu toate că toate orașele din jur, pentru clădiri neridențiale, Macău are 0,75, Bârlanu 1,3, Piatra are cu 15%, noi 20% ca la noi, deci suntem în top. Da. Nu chiar, în top luați și alte localități, nu le luați numai. Ba care? Fasticeriu? Luați de dumneavoastră, mai mult de 1,39. Toată aici mai mare crește.
Nu e creștere. E creștere 20%, dar nu e. Aia e și la Iași și la Oradea și la... La Iași? Singurul 20% pe scurt. 1,8 ani e Suceava. Deci mai sunt. Da. Mulțumim. Dacă nu mai sunt alte intervenții... Trei grupi da. Vreau să vă fac și eu, domnule. Da, spuneți. Deci nu vreau răspunsul asta. Vreau acțiune. Măcar să le notez. Deci, serviciul din primărie care se ocupă cu traficul. Aveți? De ce? Traficul. Pentru da, am înțeles, traficul... Da. Traficul nu singur. Deci, acest serviciu trebuie să fie la arhitectură. Nu știu unde e la dumneavoastră. Era o direcție. Nu știu, trebuie să fie la arhitectură, pentru că arhitecții au făcut trafic 4 ani de zile și proiectează artere, rutiere, în toate orașele și peste tot. Nu există așa ceva. Deci, una la mână. Bun. Deci, de un an de zile spun că la piață s-a făcut un semafor. Dar calculii timpilor sunt proști. De ce stau eu când ies de pe acolo două arbore? Ca să-l aștept pe ăla care vine de pe Smirodava să facă numai stânga. Păi nu, dar am schimbat acolo. Nu, el nu a schimbat. E schimbat de aproape bine. O lună de zile. Bine. Ăla l-a schimbat. Deci înseamnă că ăsta a picat. Deci doi. În fața, stai să pici al doilea, hai să-l vedem. Ați văzut, nici mi-a spus și am și rezolvat. Foarte bine. Eficient să mă ajut. A, nu, că atunci am trecut, au ajuns. Eu n-am auzit. Au ajuns până la picat. Aia am constatat-o eu. Există o parcare, o stație de autobuz în față la Sfântul nostru, de la gara. Da. E bună? Ea e un combine. Deci când vin de la Iași și vreau să merg înainte, mă dau pe dreapta. Aia e doar, privește transportul regulat nu știu, județean. Nu știu, nici doar, regulat, doar, nici regulat. Doar are acolo. Eu trec de la un semafor și mă opresc în curul autobuzului. La 50 metri mai încolo se poate face o adriolă fără nicio problemă. Deci asta e unde... Nu vreau răspuns. Acolo se intră pe terenul CFR-ului. E o problemă. Și vreau să vă fac rost de niște bani. Am aflat și eu, n-am știut, că plătiți apa și canalul la biserici. De ce? Da. Așa am aflat. Imediat, de ce plătiți? Imediat vă spun. Nu, nu trebuie să-mi răspundeți. Eu nu vreau să plătiți. Oriunde în lumea asta este WC-ul public cu fisă. Ce bani pe gură și ce este, dincolo plătești. La biserică de ce le dați bani? Plătesc impozite pe teren? Plătesc impozite pe clădiri? Din, nu mă interesează, cultul ăla nu necesită WC-ul, e necesită smerenii, rugăciunii, nu mă duc la biserică la WC-ul public, pentru că n-au. De ce le dați bani? Acolo se referă deci mai... nu vreau să-mi răspundeți. Da, eu vă răspund. Eu vreau să nu le mai dați bani. Da. Le dau eu bani, dar să-mi justifice pentru ce. Păi stau de 4 ani cu schela pe biserică și vin la mine vor 1500 lei, ne-am cerut de viză. Aș poate dau mai mult. Pentru ce stai cu schela? Pentru cine se moarcă pe schela aia? Ăsta și niște tâmpiți. Dumneavoastră, ce mă măsuri cu ei? Ce dacă sunt la preoți? Ăștia sunt slujitorii Domnului. Între mine și Dumnezeu nu există asemenea slujitori. Deci nu vreau răspuns. Da, acolo e un proiect finanțar european, au primit... Dar stai cu schela de 5 ani. Cine se moarcă pe schela aia putrebuie? Aia va fi obligația constructorului. Nu știu. Ori o schimbă, ori o... Deci au cerut bani, au ridicat o schelă, i-au tocat și acum e la noi. De ce nu a făcut un deviz să fie aprobat de dumneavoastră? Să știu și eu cum costă reparația. Dar nu-i treaba noastră, aia țin de arhitecturii. Tot ce ține de construcțiile din orașul Roma, nu, lăsați construcția. Indiferent construcția. Că îi vopsește fațada, biserica e monument. Cum adică nu ține de primărie? Nu, a spus devizul să fie aprobat. De primărie trebuie să dați voie, să dați culoarea sau nu. Aia e altceva, dar el deține o autorizație, aia e altceva. Dar devizul nu poate fi aprobat. Are o valoare autorizația aia? Are o valoare, sigur. Eu aveți și dumneavoastră. Eu aveam. Faceți un public ca să știu că trebuie să contribui și eu, dacă vrea. Nu știu ce are vreo 500 de lei. E prevăzut în autorizație în valoarea. Da. Cât e prevăzut atunci ai dau? Și autorizația e publică. Ce are vreo 500 de lei? Autorizația e publică. Parcare n-are, îmi ocupă mie parcare la poartă. Îi fac eu curat, eu nici curat la trotuar și vrea bani pentru WC-ul, am canal și n-are WC-ul public? Nu se poate așa. Vă rog frumos să puneți în discuție. Să-ți poate, îți avea bani la buget. La utilități și în special se referă la energie electrică și energia termică, care pe timpul iernii e destul de scurt. Au și apă și canal. Nu am văzut și eu pe site, adică la pensii mă măi pe site, așa, mai văd prostii pe care îmi spun ăștia. Că până acum m-au terorizat pe mine pe site.
M-au filmat pe drumuri. Bun, am vrut eu să mă întretenesc cu ei, așa mai intim, dar n-au vrut ei. Da. Eu vă mulțumesc mult pentru, pentru prezență. Cred că a fost o întâlnire foarte bună. Vreau doar să vă mai atrag atenția asupra unui aspect sau să venim oarecum în, în sprijinul dotării Spitalului Municipal de Urgență Roman. Vreau să vă spun că anul trecut prin cotele de 20% din impozitul pe, pe profit, care pot fi dirijate către asociații și fundații, am ajuns de la câteva societăți din Roman la Spitalul Municipal de Urgență și am reușit să cumpărăm aparatură atât pentru secția de cardiologie, dar și pentru alte secții și de aceea rugămintea mea este ca în situația și în condițiile în care aveți profit și mai aveți sume disponibile pentru a redirecționa cei 20% către Spitalul Municipal de Urgență Roman, să faceți acest lucru. Noi avem un parteneriat creat cu Asociația Roman 2000 și prin această asociație să putem achiziționa aparatură pentru Spitalul Municipal de Urgență Roman, care spital nu deservește doar populația municipiului Roman, ci și toată zona de est a județului, a județului Neamț. Și de aceea rugămintea mea este ca în situația în care aveți astfel de sume să ne contactați pentru a vă da datele necesare pentru redirecționarea acestor sume. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, vă asigur de toată deschiderea pe care aveți din partea primăriei municipiului Roman și pentru orice problemă pe care o întâmpinați pe parcursul activității dumneavoastră, considerați-mă un partener de dialog și un, un prieten al dumneavoastră. Știu ce înseamnă activitatea dumneavoastră și vă voi fi tot timpul alături. Vă mulțumesc!